În urmă cu aproape 90 de ani, la Sibiu era o arenă sportivă formată dintr-o tribună de lemn și o pistă de alergare omologată. Acum, cu 43 de milioane de euro, stadionul municipal a fost ridicat de la zero. Lucrările au durat aproape 2 ani și 80% dintre materialele folosite au fost produse la Sibiu. Este cea mai mare investiție pentru Sibiu, este o investiție care se realizează cu bani din Sibiu, din bugetul local, din contribuțiile cetățenilor noștri. Rezultatul se vede, este un stadion superb. Noua investiție publică are o capacitate de 13.000 de locuri, are toate omologările și poate găzdui evenimente sportive de nivel internațional. Inaugurarea stadionului a strâns peste 10.000 de spectatori, care s-au bucurat și de un spectacol cu lasere. Am așteptat de vreo 9 luni. Foarte frumos. Mi se pare unul dintre cele mai frumoase din țară. Extraordinar. Sibiu avea nevoie de această investiție. E ceva deosebit. Pentru Sibiu era nevoie de așa ceva. Ne bucurăm foarte mult. E perfect pentru noi. Și stadion, și sală polivalentă, și multe alte chestii care au fost făcute pentru Sibiu. Sibiu cred că merita să aibă acest obiectiv, care până la urmă poate fi și un obiectiv turistic. Ne modernizăm și asta e. Prima competiție internațională pe care o va găzdui noua arenă sportivă din Sibiu va fi în martie 2023, când Naționala de Tineret a României Under-21 va întâlni Germania.